Noua bază sportivă a Universității Politehnica Timișoara de pe Aleea Ghirodei se va întinde pe o suprafață de aproximativ 1700 de metri pătrați. Structura de rezistență a fost turnată, iar muncitorii au intervenit la înălțime, unde au instalat structura metalică pe care va fi montat acoperișul. Va fi a treia bază sportivă a Universității Politehnica Timișoara. Sala va putea găzdui inclusiv meciurile echipelor de handbal sau volei, dar și competiții de scrimă. Șantierul complexului sportiv de pe Aleea Ghirodei a început în primăvara anului 2023 și va fi gata în acest an. La ora actuală avem toată structura de rezistență finalizată, se lucrează la amenajările interioare și exterioare. Acea bază este o investiție pe CNI, CNI este cel investitorul acolo și noi suntem beneficiarii. Sperăm ca până la sfârșitul anului să o avem finalizată, să zicem lucrările sunt, la ora actuală sunt în grafic. În paralel se muncește la modernizarea stadionului Știința. De la baza sportivă 1 a Universității Politehnica Timișoara se construiește o tribună cu aproximativ 1600 de locuri, o parcare cu 200 de spații, dar și terenuri de mini-fotbal. Universitatea Politehnica Timișoara are una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri sportive din partea de vest a țării. Terenul Știința oferă o pistă de atletism din tartan, dar și terenuri de mini-fotbal sau sală de forță, iar baza 2 cuprinde bazinele de not în interior și în aer liber, terenuri pentru fotbal, basket, tenis, dar și saună.